Doar antrenorul gazdelor, Aurel Șunda, a onorat conferința de presă de după jocul Săgeata-Năvodar CS Buftea, încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-0. Antrenorul oaspeților, Lavi Hrib, deranjat probabil de evoluția elevilor săi și de proporțiile eșecului, a adoptat politica struțului. Aurel Șunda a mulțumit de scor, dar și de implicarea elevilor săi, a apreciat ca meritată victoria. Este o victorie muncită și frumoasă. Cred că jocul pe care l-am prestat astăzi reflectă și diferența de scor, cu toate că eu spun că în prima repriză am ratat nepermis pentru valoarea și calitatea jucătorilor noștri, dar este bine când câștigi cu o echipă 4-0 de aceeași categorie și eu cred că suntem pe drumul cel bun, dar este al doilea pas, urmează Cupa României marți și bineînțeles următorul meci de la Târgoviște pe care să-l abordăm foarte, foarte bine. Pentru Năvodăreni urmează o săptămână densă cu două deplasări la Berceni în cupă și la Târgoviște în campionat.